Salut și bine ați venit la un nou episod Rovape, numele meu este Brandon și astăzi o să facem un quick look pe un lucru foarte important în viețile noastre. Nu e un mod, nu e un ati, nu e un lichid, ci este fix lucruri care ne țin nouă toate jucăriile în viață. Anume un încărcător. Avem aici un FS Blue oferit din partea celor de la Țigara Ego. Un încărcător versatil, interesant, cu Bluetooth, 4 sloturi. Eu zic să mergem jos, să vedem care e treaba cu el. Ce găsim în cutie și o să revenim sus pentru pro și con. Bun, și acum că am ajuns jos, haideți să vedem care e toată treaba cu încărcătorul ăsta. O cutiuță micuță cu o grafică mișto din partea celor de la FS. Aici ne arată ce tipuri de baterii putem să încărcăm de la 1044 până la 18650. Multe, multe, multe baterii în cap aici. Dar ce e cel mai important? Vedem ce e înăuntru. Bun. Avem aici garanția. Un manual cu multe poze care vă arată cum funcționează aplicația, care e toată schema. Un încărcător de rețea. Și mult așteptatul. Ia să-l vedem. Chiar cu niște baterii Sabom Ship în el. Reclamă mascată, poate. Wink, wink. Bun, avem aici încărcătorul. Micuț, 4 sloturi, 500 de mAh pe fiecare, 1 amper pe astea două. Avem ecranul, butonuri prin care reglăm funcțiile lui, trecerea de pe 1 amper pe 500 de mAh. Un încărcător, DC-ul, 12V 1A. Și un încărcător destul de solid, nu scârție, nu absolut nimic. Punctul meu de vedere arată super bine. E chiar unul din încărcătorile alea care, băi, sunt frumoase. Dacă v-am arătat ce e în cutie, încărcătorul, cum încarcă, 4 baterii, 500 mAh, toate nebuniile alea, hai să urcăm sus, să ne uităm la aplicația de telefon, pro-uri și con-uri și vedem de acolo despre ce mai discutăm. Ok, ne-am întors. Acum, cum am discutat și jos, avem și aplicație de telefon. Haideți să vedem despre ce e vorba. E o aplicație frumușică, cochetă, cu niște minusuri, dar hai să vedem. Bun, o să dau și eu drumul la un screen recorder, ca să vedeți și voi ce facem. Ok, bun, a pornit. Hai să mergem în aplicația Blue. Ok. Caută dispozitivul, căutăm, apăsăm pe Blue 4. Mi-a dat deja notificare cum slotul 3 este full. Perfect. Și slotul 1. Superb. Bun, deci din câte vedeți avem 4 sloturi aici, ne arată fiecare baterie. Putem să intrăm, de exemplu, pe slotul 1, îmi zice full încărcat, vă arată voltajul, curentul care intră în baterie, cât și un chart, un graf, din câte vedeți linia asta portocalie, care se updatează, așa apare. Vă arată și chart-ul, ceea ce mi se pare destul de interesant. Putem să mergem, de exemplu, slot 3, același lucru, aici nu mai văd chart-ul. Motiv inexplicabil, îi întrebăm pe cei de la FS. A apărut. Mergem în setări, putem să oprim ecranașul ăla lui LED, dacă vă deranjează. Și putem să schimbăm curentul de încărcare de pe 500 mAh pe 1A. Dacă îl trecem pe 1A, cum am spus, doar cele două sloturi din mijloc, adică slot 2 și slot 3 vor încărca pe 1A. Restul, când îl țineți pe 500 mAh, vă va încărca 4 baterii. Aplicația are niște mici probleme. Adică, pe iOS mi-a luat puțin timp, acum am avut noroc cu conectarea rapidă, dar mi-a luat ceva timp să mă conectez la ea. Pe Android nu se conectează absolut deloc. Aplicația dă crash în momentul în care o pornești, încercate și de mine, cât și de Robert, pe Android 6, 7, 8, 4 telefoane diferite, niciunul nu a vrut. Un con destul de mare, dat fiind faptul că este făcută publicitate pe el ca fiind un încărcător cu aplicație Bluetooth, monitorizare nebunii, dar nu le merge aplicația. Nasol momentul. Un alt con ar fi faptul că se încălzește. Are tendința de a se încălzi destul de tare, pot să zic, când e încărcat, când încarci 4 baterii pe 500 mAh, dar
atâta timp cât stai lângă ele, nu le lași pe timpul nopții nesupravegheate, neasta, ar trebui să fie totul ok. Stai cu un ochi pe ele, oricum trebuie să stai cu ochii pe baterii în momentul în care ți l-a încărcat. Eu, unul personal, am încărcătorul la birou, dat fiind faptul că stau la birou foarte mult, le țin sub strictă supraveghere. Pro-urile ar fi că este mic, cochet, arată bine amplasat oriunde în casă, nu te înjură nevasta că ți-a luat itai cărămida de încărcător, carcă bine, toate bateriile mi le duce în 4,2 V, niciodată peste, în momentul în care au atins 4,2, ați văzut și în aplicație, curentul s-a oprit. Ceea ce e un pro, pentru că am văzut și încărcătoare care încarc peste 4,2,2, 4,2,4, 4,3, chiar am văzut și nu e tocmai bine. Nu avem foarte multe de vorbit despre el. Nu am aparatură pe stilul DJI-LSB Vape să pot să văd eu grafice curenți, nu am. Per total este un încărcător foarte ok pentru raza lui de preț, e un încărcător mid-tier, nu mai mult. Nu-l putem compara cu Opus, cu Skyline, cu încărcătoare consacrate care sunt deja la high-tier, vorbim de 80-90-100 de euro în sus per încărcător. Dar așa, ca și un încărcător de început, chiar, e foarte ok. Eu, unul personal, nu o să vă recomand, nu o să vă spun să vi-l luați, pentru că este la latitudinea voastră. Vă uitați la videourile noastre, pro-uri, con-uri, toate cele, și rămâne la latitudinea noastră, până la urmă, să alegeți sau nu produsul. Noi doar vă prezentăm și atâta tot. Quick look-ul pe încărcătorul Blue 4 de la Efest, din nou, dat de cei de la Țigara Ego, cărora le mulțumim încă o dată pentru posibilitatea acestui review. Până data viitoare, eu am fost Brandon, voi v-ați uitat la RoVape, să ne auzim cu bine!